spiritul marinăresc este un cumul de atitudini, de fapte, sentimente, acțiuni ale unui echipaj vis-a-vis de nava pe care trăiește și unul față de altul între toți membrii echipajului. Foarte încet, înainte, stânga, foarte încet, înapoi. Corpoana s-a transmis la corp camerele la cheu. Acest cumul de atitudine se materializează în primul rând prin profesionalismul membrilor unui echipaj. O foarte bună pregătire teoretică și practică, o foarte bună pregătire marinărească de specialitate, o foarte bună amiciție, relații principiale, corectitudine unul față de celălalt. Nava vine foarte încet la stânga. Echipajul unei nave este mai mult ceva decât o familie, mai mult de ceva decât o echipă. Toți pentru unul, unul pentru toți. Trebuie să plecăm toți de acasă întrește, să și ajungem toți întregi acasă. Pe mare, acum, în momentul de față, este calm, liniștit, peste o oră poate să fie furtună. Vremea bună și cu vremea rea alternează. Dacă nava nu este pregătită și n-ai grijă de ea, dinainte de a ieși pe mare, îi da tot ce îi trebuie. Întrețineri, reparații, mentenanță, antrenamentul echipajului. Nu pleci cu oameni pregătiți dinainte de acasă, pregătiți bine, a face față tuturor trihilor naturii. Nu mai ajungi acasă. Noi nu avem service. Dacă dumneavoastră vi se strică mașina în mijlocul drumului, dați telefon să vină serviciul să vă repare mașina. În mijlocul mării nu există service. Marinarii au o vorbă, o mână pentru tine, una pentru vapor. Întotdeauna marinarul are grijă
de nava lui, ca aceasta, la rândul ei, să aibă grijă de el. Noi trebuie să ne reparăm, să avem grijă să nu se strice, în primul rând, iar dacă cumva s-a stricat ceva, să fim în stare să reparăm, ca să putem să ajungem acasă. Personal, am responsabilitatea a 230 de oameni. Dar nu numai 230 de oameni, ci și 230 de familii. Trebuie să ne gândim și la cei care sunt acasă. Aici sunt 229 de cap de familie, pentru că avem și o femeie în rândul echipajului. Acești oameni vin pe navă să-și dea tot ce pot, dar vor să și ajungă acasă întregi sănătoși la familiile lor. Actul de comandă la o navă de această mărime este puțin diferit, pentru că acești 230 de oameni nu sunt în câmpul vizual al comandantului. Acești 230 de oameni sunt împărțiți în toate cotloanele și toate compartimentele unei nave de această mărime. Nu există un control fizic al supra-subordonaților. Pe o navă nu există secrete. Dacă unul dintre membrii echipajului nu a îndeplinit o anumită sarcină, în următoarele 2-3 minute se simte acest lucru. Nu curge apa, nu e curentul, nu se ridică un pavilion, nu se răspund la anumite semnale. Deci nu ai cum să ascunzi faptul că nu ai făcut ceva. Comanda să manevra prova? Nu poți fi singur pe o navă. Echipajul este o singură ființă, fiecare are responsabilități diferite, dar care se întrepătrund între ele. Sunt interdependente. Comandantul depinde de tot echipajul, echipajul depinde de comandant. Degeaba am comunicații dacă nu mă pot deplasa. Degeaba mă pot deplasa, pot să lupt, dar nu am mâncare. Degeaba am mâncare dacă nu știu unde mă aflu pe mare. Toate aceste elemente fac ca fiecare să depindă unul de altul. Raporturile între șef și subordonat se fac numai pe bază de încredere, reciprocă. Mecanismele, agregatele, toate componentele de luptă sunt legate într-un sistem. Feedback-ul funcționează permanent. Nu se poate spune că cineva a făcut mai mult sau mai puțin decât altcineva, pentru că feedback-ul reglează automat toate aceste probleme. Responsabilitatea fiecărui membru al echipajului este dată și de faptul că depindem unul de altul nu numai în buna funcționare a mecanismului navei, ci și în sănătatea și viața fiecăruia. Printr-o greșeală minoră a unui singur membru al echipajului este posibil să afecteze sănătatea sau chiar viața chiar la tot echipajul. De aceea, fiecare membru al echipajului, prin pregătirea care o are, pregătirea de specialitate, pregătirea psihologică și toate celelalte categorii de pregătire, este conștient că de el poate să depindă viața unui coleg, par mai multor colegi sau întregul echipajul. Asta este unul dintre multe alte elemente care generează acea coeziune a echipajului, care face ca toți să acționeze ca unul singur. Noi avem activități pe o perioadă foarte lungă de timp. Specificul activităților acestui tip de navă este de anduranță, de lungă durată, de o săptămână, două săptămâni, chiar și de luni de zile. În anul 2005, echipajul navei a petrecut 125 de zile numai la bordul navei, deci o treime din an la bordul navei, zi și noapte.
drum zero drept așa navă. Ne-am ajutat unul pe altul. Depindem unul de altul. Nimeni nu este independent pe o navă. Am îndeplinit misiuni internaționale, misiuni naționale. Această corelare generează acea coeziune a echipajului, care face ca toți să acționeze ca unul singur. This is Porter Camilo, interior. This is Paul Bravo, Rogers, Firewood. Station. Break time, 1-1, over. Nu există o rețetă pentru a fi bun comand de navă. Orice comand de navă, în primul și în primul rând, este o ființă omenească. Fiecare om are caracterul lui care îl definește, are modul lui de comportament vis-a-vis de subordonați. Și nu suntem roboți. În primul rând, trebuie nu să te autodeclari, ci să fii recunoscut ca bun comand de navă. Într-adevăr, ca peste tot, și în Marina Militară sunt comandanți numiți și comandanți recunoscuți, atât de echipaj, cât și de șef, bineînțeles. Spiritul marinăresc nu are o definiție standard sau un sinonim. Toate aceste elemente se strâng în acest spirit marinăresc.